Japonia este lovită de al doilea tafun în mai puțin de o săptămână. Zeci de oameni au fost răniți, sute de curse aeriene au fost anulate și zeci de mii de locuințe au rămas fără curent electric după ce vestul Japoniei a fost lovit de taifunul Lan. Cel puțin 20 de oameni au fost răniți și 50.000 de locuințe din regiunea Wakayama din vestul Japoniei au rămas fără curent electric după ce zona a fost lovită de taifunul Lan. Acesta a venit cu rafale de vânt care au atins și 150 de km la oră și cu ploi abundente care au dus la inundații. Aproximativ 800 de zboruri au fost anulate la nivel național, iar autoritățile au emis avertismente de inundații, alunecări de teren, dar și să închidă temporar mai multe șosele și linii de tren. În alte regiuni au fost emise și alerte de tornade. Taifunul a afectat și sezonul turistic din Japonia, unele destinații fiind închise și mai multe festivaluri au fost anulate. Regiunea Tokai, unde se află sediul central al producătorului de autoturisme Toyota, va fi lovită de aproape 350 de mililitri de precipitații, de trei ori mai mult decât media normală a lunii august. Iar potrivit agenției meteorologice din Japonia, abia miercuri dimineață taifunul Lan va ajunge în Marea Japoniei, iar mai apoi va continua spre nord.